părinți, o invităm să ne oficiați slujba religioasă în cinstea lor. Vă mulțumim foarte mult! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin, aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. Aliluia, aliluia, aliluia. Bucurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, păzindu-i pe dânsi într-o viață fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Odihnă-Ta, Doamne, une pe sfinții Tăi și odihnește, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, îngurie și fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care Te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durile celor ferecate. Însă, Doamne, și sufletul adormiților robilor Tăi odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, la minuna curată și prea nevinovată fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presul de fire, pe acela roagă să odihnească și sufletul adormiților robilor Tăi. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire eroi, înmormântați în locul acesta ostași, luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor, nedreții să odihnesc. Mila lui Dumnezeu, Împărăția Cerului și iertele păcatelor lor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește. Încă ne rugăm și pentru odihna și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, eroii satului căzuți în războiul de independență. Arbănașul Ștefan, Căruță Nicolae, Cojucarul Simeon și Ozica Ioan. În anul 1913, Mirica Nicolae și Oprea Ioan, iar în primul război mondial, 1916-1918, Abătoaie Nicolae, Acaru Ștefan, Albu Ioan, Albu Nicolae, Albu Constantin, Apostol Gheorghe, Arbănașul Ioan, Ardan Nicolae, Asafte Mihai, Bădan Ioan, Bătrânul Marea, Cășbun Ioan, Cu Nicolae, Bițoi Vasile, Prustureanu Gheorghe, Păcătaru Ioan, Dumbacă Ioan, Burlacu Ioan, Burlacu Radu, Calefte Ioan, Cenac Gheorghe, Cenac Petra, Ciolac Constantin, Ciolac Gheorghe, Ciolac Nicolae, Ciolac Spiriton, Cipotaru Gheorghe, Coșocaru Gheorghe, Coman Ioan, Coman Nicolae, Coman Radu, Cristea Ioan, Damaschin Ioan, Deleu Avram, Deleu Vasile, Dima Toader, Dumitrache Gheorghe, Dragomir Gheorghe, Drăghici Gheorghe, Dumbacă Nicolae, Ionica Ioan, Grosul Nicolae, Duță Ioan, Duță Nicolae, Enotoiu Nicolae, Florea Gheorghe, Florea Ioan, Florea Nicolae, Folea Samson, Florea Ștea Radu, Fânarul Vasile, Gavrila Nicolae, Gâtuie Nicolae, Geană Ioan, Gheorghiță Gheorghe, Ghelogaș Matei, Ghelogaș Petre, Goșpei Gheorghe și Vida Nicolae. Și adormiții robii lui Dumnezeu, Ailene Petre, Armănașul, Amântulese Ioan, Arbănașul Nicolae, Arbănașul Gheorghe, Artan Ioan, Artan Nicolae, Bastanjac Ioan, Bădene Emanuel, Bălcănașul Mircea, Badan Ioan, Bătrânul Nicolae, Vârlea Ioan, Berbuș Ioan, Bițoi Constantin, Bițoi Nicolae, Bițoi Vasile, Pivolaru Ioan, Bâligoi Nicolae, Bogdan Gheorghe, Poune Ioan,
Bucur Gheorghe, bucură Nicolae, Căciulă Ioan, Căciulă Valer, Căruț Gheorghe, Căruț Ioan, Cenac Ioan, Ciobanul Vasile Cojocaru, Constantin Cojocaru Ioan, Damaschinul Gheorghe de Leu, Damaschin Gheorghe de Leu Ioan, Dima Ioan, Dragomir Ioan, Fintoacă Nicolae, Fânarul Emanuel, Fânarul Gheorghe, Folea Nicolae, Geană Nicolae, Gheorghiță Iordache, Ghețuie Ioan, Chilogaș Ioan, Chilogaș Constantin, Chilogaș V Ioan, Gătuieu Vasile, Goșpeu Ioan, Goșpei Nicolae, Goșpei Nicolae, Grosul Gheorghe, Hâlpop Ioan, Hâlac Ioan, Hâlac Ioan, Hanganul Constantin, Ionică Ioan, Iordache, Alexandru Marcu, Gheorghe, Iordache Fânaru, Iordache, Che Nicolae, Jita Gheorghe, Jita Ne Gheorghe, Jita Nicolae, Jita Nicolae, Jita A Vasile, Lazar Radu, Lupu Gheorghe, Lupu Vasile Marcu, Gheorghe, Măcălău Ioan, Măcălău Ște Ioan, Marin Dumitru, Micu Constantin, Mircea Constantin, Mircea Gheorghe, Mânecuță Alexandru, Mânecuță Vasile, Mirica Ioan, Mirica Gheorghe, Mirica Ne Ioan, Mirica Nicolae, Mirica Stan, Muraru Ilie, Bârlă I Gheorghe, cu tot neamul lor ce l-a dormit. Și robii lui Dumnezeu, Muraru Ioan, Muraru Nicolae, Mituțu Ioan, Muche Balint, Neculiță Ioan, Necu Ioan, Necu Ioan, Necu Vasile, Negoiță Radu, Nițela Alex, Niță Constantin, Niță Petru, Niță Vasile, Niță Gheorghe, Oancea Constantin, Olaru Ioan, Olaru Ioan, Olaru Gheorghe, Olaru Nicolae, Olaru Vasile, Onceoiu Constantin, Oprea Ioan, Opriman Gheorghe, Papană, Radu, Pădureanu Ioan, Pârgu Ioan, Muncica Constantin, Marcuș de Ioan, Pârgu, Radu, Poncuș Gheorghe, Poncuș Nicolae, Popa Ioan, Popa Ioan, Popa Matei, Repede Gheorghe, Repede Nicolae, Rugojină Ilie, Roșu Constantin, Roșu Gheorghe, Roșu Stan, Roșu Gheorghe, Rusu Ioan, Ruxându Ioan, Sânduc Ioan, Simeon Ioan, Sitaru Ioan, Stubejan Ioan, Stancu Gheorghe, Șandru Gheorghe, Șandru Ioan, Șandru Vasile, Șoacă Nicolae, Șoacă Vasile, Tălpou Constantin, Tălpou Gheorghe, Tălpou Ioan, Tălpou Ioan, Tălpou Ioan, Tălpou Ioan, Tălpou Vei Ioan, Tălpou Nicolae, Tălpou Nicolae, Târziu Ioan, Teșule Ioan, Toma Ioan, Tudorache Constantin, Tudorache Ioan, Tudorache Nicolae, Tudorache Vasile, Turcu Gheorghe, Țiproiu Nicolae, Ușurelu Gheorghe, Ușurelu Ioan, Urzică Gheorghe, Urzică Ioan, Vasilache Ioniță, Vițeluș Nicolae, Vițeluș Radu, Vânceanu Ioan, Vânceanu Ioan, Zednesc Nicolae, toți cei știuși și neștiuși, pentru ca să li se ierte lor toate greșelile ce de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept ți se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai sub pașe dorit viață în vitale. Însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile, de aici și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește în loc luminat, în locul verdeațelor de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să greșească, să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna fericiților într-o adormire, eroi neamului românesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm. Împreună și Părintelui celor fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Dumnezeului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Dumnezeu nostru, Dumnezeul puterilor și cel atotstăpânitor, care cu brațul tău zdrobești războaiele și aduci pace pe pământ, cel ce prin negreita întruparea preiubitului tău Fiul Domnul nostru Iisus Hristos, care a pătimit, s-a îngropat și a treia zi a înviat, n-ai dăruit că totdeauna jertfa nobilă este urmată de victorie, iar după moartea martirică vine învierea,
ascultă-ne în ceasul acesta când facem pomenire pentru toți eroii neamului nostru căzuți la datorie pentru credință, neam și țară. Cunoscând, Doamne, iubirea Ta de oameni și nemăsurată Ta putere, pe Tine te rugăm și cu smerenie să păzești poporul nostru de vrăjmași văzuți și nevăzuți, conducându-i din victorie în victorie, așa cum urcă din slavă în slavă prietenii și casnicii Tăi, Doamne. Pomenește sufletele celor care s-au jertfit în lupta cea dreaptă pentru apărarea țării și a credinței strămoșești și așează-i în corturile aleșilor Tăi, că sângele lor au dat arborile libertății noastre, iar osemintele lor străjuiesc o tale patrie stăpune. Și dacă acești bravi eroi pe pământ au format elita oștirii, avem credință că în cer Tu, Dumnezeule, îi vei așeza în ceata martirilor Tăi, de vremea ce aceștia au dat lupta cea bună cu dreptate, căzând la datorie. Tu, drepturile judecător, rânduiește-le cu luna dreptății, iar nouă care prin jertfa lor Tăi liber, dăruiește-ne, Doamne, totdeauna amintirea supremului sacrificiu, ieșit din jertfa lor, precum și curajul de a imita. Din înălțimea locașului Tău celui Sfânt, trimite binecuvântarea Ta asupra celor care ne conduc și apură demnitate, credința și sfintele pedanii ale poporului nostru binecredincios. Ocrotește armata țării noastre, întărește brațul comandanților, iar prin rugăciune pe sfintele scătoare de Dumnezeu, cu puterea cinstită și de viață păcătoare cruși, cu mijlocirile sfinților bunor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu păcătorii părinții noștri, cu rugăciune binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt ale tuturor sfinților în lume, călăuzește-ne pe toți pe calea mântuirii. Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă, înălțăm împreună cu Tatăl Tău cel fără neceput și cu preaslăvitul și bunul de viață păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Și-am ce s-a înălțat într-o slavă și-a judea dreapta Tatălui Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunele preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, și pentru rugăciunele Sfinților, și întru tot lăudatul Apostol, și pentru rugăciunele tuturor Sfinților. Sufletele adormiților, robilor Tăi, eroi români mutați de la noi în corturile dreptilor să-i așezi, slavra să o odihnești cu drept să-L numeri, iar pe noi să ne miluiești ca un bun și de oameni iubitor. Tu fericită adormire veșnică, odihnă, fă, Doamne, sufletele adormiților, robilor Tăi, să-L pomeniți, și lepălor, Doamne, veșnică pomenire, apropiați-vă, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Neam în neam și din veac în veac și lefălor, Doamne, Hristos a înviat din mort, cu moartea premoarte, că când și celor din morminte, cu drept să-i numere, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos s-a înălțat. Preacucenice Părinte Paroc, Preacucenice Părinte Gheorghiță, distinsă doamnă primar, domnilor consilier local, domnilor consilier parohial, iubiți copii, fii ai eroilor și neamului nostru românesc. Este astăzi o bucurie și o binecuvântare pentru noi să fim pe locul acesta sfânt. Sunt atâtea locuri sfinte pe farea Cașinului și toate sunt acele unde un erou sau un ostaș sau un martir și-a dat viața pentru neamul nostru românesc. De vrea cineva sau nu, din țara aceasta binecuvântată de Dumnezeu România,
trebuie să pună la inimă Valea Cașinului, Valea Uituzului și Valea Trotușului, pentru că în anul 1916, de pe 15 august, la adormirea Maicii Domnului, până când s-a încheiat războiul, aici s-a dat jertfa supremă. Practic, aici, prin această jertfă de sânge, au fost cei care au întregit neamul și au făcut ca patria noastră să fie sfântă, liberă, independentă și să fie așa cum o avem acum, ba chiar mai mare, și această Românie binecuvântată să o purtăm în sufletele noastre. Iubiții noștri, pomenim astăzi, în anul 2023, centenarul eroului necunoscut. În anul 2023 se împlinesc 100 de ani și este o zi memorabilă pentru înălțarea Domnului, pentru că în această zi, la București, în anul 2023, s-a ridicat acel monument al eroilor necunoscuți și, practic, noi împlinim un centenar. Cum s-a întâmplat acest lucru, le spunem copiilor. S-au ales 9 români necunoscuți și încă unul din Basarabia. Și apoi un copil care era orfan și care era la școala de ofițeri, a ales pe al patrulea și a spus: acesta este tatăl meu, deși el nu-l cunoștea. Și atunci l-au luat și l-au dus la București, pe ceilalți noi i-au mormântat la Mărășești, în mauzoleu, iar acela a mers și s-a făcut acolo monumentul eroului necunoscut. Se împlinesc anul acesta 100 de ani de atunci. Câți copii, câți nepoți, câți strănepoți oare mai trăiesc astăzi de pe urma acelor eroi? Cu siguranță a fost un moment de mare evlavie, pentru că atunci familia regală a rânduit ca 2 zile să se facă pelerinaj în locul acela unde era acest erou necunoscut, iar o zi întreagă nu s-a lucrat, iar înălțarea Domnului a fost socotită de atunci zi națională. Și este foarte important de amintit că acel copil a ajuns el un ofițer care a murit tot pe neamul nostru, pentru neamul nostru românesc. În anul 1958, în schimb, a fost luat de acolo erou necunoscut și dus din nou la Mărășești de către comuniști, ca în anul 1990 să fie readus în București și pe 25 noiembrie 2006 să fie readus la locul lui și să fie restaurat acest monument al eroului necunoscut. De aceea, noi știm ce reprezintă acești eroi necunoscuți pe Valea Cașinului, pentru că ciobanii, păstorii, noi preoții sau alte persoane și mai ales oamenii care trăiesc de aici, pe zona aceasta, știu, pe locul acesta meoritic, că se întâlnesc cu oasele lor, cu osemintele lor, cu plaiurile acestea care sunt pline de eroi și de martiri ai neamului nostru românesc. Este o demnitate și o bucurie să trăiești în Mănăstirea Cașin. Este o bucurie mai ales pentru acești eroi binecuvântați de Dumnezeu. Și cuvântul acesta îl adresez copiilor care au această libertate, pentru că mai devreme, cu 100 sau 50 de ani, alții au murit sau alți copii au suferit și au fost orfani pentru ca această țară să fie frumoasă și prosperă cum este astăzi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am felicitat și fericit încă o dată faptul că se pomenește, spre deosebire suntem, cred că, singura zonă unde se pomenește pomenicul eroilor. În rest, se dă pe repede înainte, ni se stabilesc 8 minute, în acela nu poți să spui nici toate rugăciunile bisericii, dar smerit ne plecăm, pentru că este bine ca să fie bine, ca să nu fie altfel. De aceea apreciez gestul părintelui Dan Miloiu, care de fiecare dată vine cu acest pomelnic sfânt al neamului nostru, arborele nostru genealogic și ontologic al neamului nostru, care se găsește și aici. Și când veți pleca de aici, să știți, să vă scuturați încălțămintea, să știți că a stat pe sângele și oasele celor care ridică pe umerii lor în continuu țara și patria noastră sfântă. Hristos a înălțat,
adevărat s-a înălțat. Vă mulțumim, doamna primar, pentru primire, pentru frumoasa organizare. Felicităm școala, deși este în grevă, cred că este prezentă și ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit o zi atât de frumoasă pentru noi toți. Dumnezeu să ne ajute! Dați-mi voie și mie să fac un mic discurs vis-a-vis de această zi cu adevărat festivă. Preasfinți părinți, stimate cadre didactice, dragi locuitori ai Comunei Mănăstirea Cașin, Hristos s-a înălțat! Astăzi sărbătorim Ziua Eroilor și Înălțarea Domnului, două sărbători unite prin prisma gândului că eroii nu mor, ei se înalță în ceruri, de unde nu pot fi șterși niciodată. Cu această ocazie aducem un omagiu martirilor neamului românesc care și-au dat viața pentru neamul nostru. În accepțiunea clasică, eroii sunt acei oameni care, pentru un scop nobil sau pentru un principiu asumat, au renunțat la propria integritate corporală sau uneori la propria viață. Neamul românesc are un panteon al eroilor, care se întinde pe două milenii și pe trei continente, de la Cotul Donului până la Tatra și din Angola în Afganistan și Irak, ostașul român și-a pus amprenta acolo unde a luptat. Aducem slavă și omagii acelor eroi care nu mai sunt printre noi. Oameni care au avut puterea de a învinge moartea prin curaj, demnitate, sacrificiu, pentru binele omenirii, indiferent de patria sub armele căreia am luptat și au murit, sunt eroi. Ei rămân de-a lungul timpului adevărate simboluri, modele de urmat, pentru tinerele generații, lecții de dăruire și sacrificiu. În fața curajului lor ne plecăm frunțile și spunem: eroii nu mor niciodată, ei rămân vii în memoria noastră. Dumnezeu să-i odihnească într-o slava sa, pentru că mulți dintre ei au căzut fără să împlinească nici 25 de ani, dar au crezut în continuitatea și victoria țărilor. Glorie veșnică eroilor noștri! Hristos a înălțat! Mult stimată ziua înălțării Domnului la cer este pentru noi românii și ziua cinstirii eroilor neamului din toate timpurile și din toate locurile, cunoscuți ori necunoscuți, toți aceia care într-un fel sau altul și-au jertfit viața pentru apărarea țării, pentru realizarea unității noastre naționale și pentru înlăturarea oricărei forme de înrobire a românilor. Eroii neamului sunt memoria vie a istoriei noastre. Nu este suficient să-i cinstim prin discursuri și declarații, ci trebuie mai întâi să-i cinstim printr-o viață curată, frumoasă și demnă de jertfa lor și, în plus, prin rugăciune și smerenie. Necesită o datorie sfântă, o onoare și o cinste să ne comemorăm, să ne cinstim, să ne respectăm înaintașii noștri, pe eroii neamului nostru și, de ce nu, la rândul nostru, să cerem mijlocirea lor, acestor eroi martiri și bunului Dumnezeu, ca jertfa lor să aibă un ecou în cunoștințele urmașilor lor. Istoria noastră, și așa destul de zbuciumată și atât de sinuoasă, este așezată pe multe sacrificii de vieți omenești. Este scrisă de oameni care au știut a servi interesul național. Și unii și ceilalți au fost animați de sentimente și principii pe care trebuie să le avem și astăzi. Nu ne vom ridica la înălțimea lor decât reînviind, reînvățând să trăim cu demnitate, respectându-ne unii pe alții, respectând valorile naționale autentice pe care încă le avem. Se spune că un popor care nu-și cunoaște trecutul și istoria este un popor pierdut. Într-o lume atât de grăbită, așa cum este societatea de astăzi, haideți să ne oprim pentru câteva clipe atenția și să privim către istoria plină de fapte mărețe, de legende și de eroi adevărați, care au știut să lupte pentru interesul țărilor, al urmașilor lor. Ei nu au fost animați de interese, răzbunări sau ambiții personale. Cinstindu-ne în această zi eroii, comemorându-i pe cei care și-au dat viața pentru ca România să dăinuiască,
Facem un gest firesc de apreciere a trecutului, dovedind că suntem o națiune civilizată care își asumă istoria cu toate faptele ei bune sau mai puțin bune, iar asumarea trecutului este o dovadă de tărie, de maturitate și responsabilitate. În numele cadrelor didactice ale Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin, care, chiar dacă astăzi ne aflăm într-o situație deosebită, nimic nu ne-a împiedicat să fim aici, alăturându-ne astăzi comunități. La acest eveniment, dovedind încă o dată și insuflându-le elevilor noștri că dragostea, respectul și prețuirea pentru eroi și țară nu au limite. Că trebuie să avem puterea de a trece peste orice obstacol pentru a rămâne patrioți. Deci, în numele cadrelor didactice, doresc să-mi exprim prețuirea și recunoștința pentru bravii eroi ai neamului românesc, căzuți la datorie, pe câmpurile de bătălie, păstrând pentru totdeauna în memorie exemplul lor de dăruire. Și nu vreau să închei acest discurs fără a aduce mulțumiri dragilor noștri părinți și dragilor noștri elevi care ne-au înțeles situația și care au răspuns mesajelor pe care le-au primit de la cadrele didactice. Încă o dată, cinste eroilor neamului. Vă mulțumesc! Da, toate aplauzele, într-adevăr, faptul că era grevă. Am crezut că nu o să putem ține această festivitate și mulțumesc într-adevăr foarte mult cadrelor didactice care și astăzi și-au dat interesul de a fi alături de comunitatea noastră. Avem lângă noi pe domnul Maior în rezervă, domnul Gicu Mura. Părinte Protopop, părinte paroh, preacucernici părinți, doamna primar, stimați consilieri locali, doamna directoare a Școlii Gimnaziale Regina Maria, dragi profesori, profesori, învățători, educatori, dragi părinți, dragi elevi și onorată asistență. Este mare bucurie și onoare să fim cu toți aici, ca la zi sfântă să omagiem eroii neamului. Dați-mi voie să vă transmit și salutul conducerii județene Cultul Eroilor Bacău și Asociației Tradiții Militare Românești pe care o reprezint și în această uniformă din războiul pentru întregirea neamului. Și tare v-aș ruga să ne obișnuim cu toții când ne referim la acea perioadă, să ne punem din nou să facem arc peste timp. Toți istoricii vremii au pomenit atunci războiul pentru întregirea neamului, campaniile 1916-1919, iar cel de-al doilea război, 1940-1945, războiul pentru reîntregirea neamului. Noi avem, suntem hărăziți cu acest sanctuar al eroilor, suntem între comunele care au acest sanctuar deosebit de omagiat. Mai mult decât atât, întreg areal Băcăuan este altar de jertfă și eroism, este capitala rezistenței românești, pentru că aici, cu 6 luni înainte de marile lupte de la Uitus, Mărăș, Mărășești, chiar aici, în pasul Cașinului, începând cu 4 octombrie 1916 până în februarie 1917, inamicul a încercat să străpungă rezistența și să coboare pe Valea Cașinului, apoi Onești, Bacău, Iași, unde era conducerea, toată conducerea țării era la Iași. Avem în comună monument pentru eroii comune, Părintele Paroh, care fiecare dată ne-a citit. Dar să nu uităm, avem aici, dragi, onorată asistență, eroi veniți din toate colțurile României, sunt aici, își duc somnul de veci, aici, pe locurile Mănăstirii Cașinului. Mulțumim în mod deosebit școlii. Noi, Cultul Eroilor, avem sprijinul bisericii și a școlii și, așa cum spunea și doamna primar, chiar în aceste condiții un pic mai aparte, nu și-au trădat ceea ce fac an de an și de când suntem noi și de când suntem copii aici, să vină, cum ziceam noi mereu, la eroi. Întotdeauna toate festivitățile satului, ale comunii și a văii Cașinului au fost aici la eroi.
Hristos s-a înălțat și vă mulțumesc din suflet. Să trăiți! Părinte, Dan Miloie, vă rugăm să ne spuneți și dumneavoastră două cuvinte. Nu voiam totuși să întindem nici nervii elevilor, nici pe dumneavoastră. Sigur, eroi și amintindu-se de acest tabel pe care îl ține la loc de cinste în privorul bisericii, este alcătuit de un fiu al satului și este singura zi în care eroii se pomenesc cu tot cu numele de familie. Ați observat că în ziua de înălțare toți eroii sunt pomeniți cu numele de familie pentru identificare așa cât mai exactă a celor care să se știe familia din care aceștia au venit. Eroi nu sunt numai cei pe care avem noi aici. Eroi au fost nu numai cei din războiul de întregire sau de reîntregire, cum spunea domnul colonel în rezervă. Eroi au fost din toate timpurile, pentru că noi am fost un popor așezat aici la răspântind de drumuri, un popor care și un pământ care, datorită bogăției, a atras privirile și invidia multora dintre vecini și dintre popoarele migratoare în perioada Evului Mediu. Eroi au fost încă de la formarea primelor cnezate și voivodate românești, pentru că erou înseamnă cel care își dă viața pentru apărarea gliei strămoșești, și eroi au fost peste timp cu numele știuți sau neștiuți, pe care biserica i-a pomenit mereu, încă înainte de a fi declarată ziua înălțării Domnului ca zi generală de pomenire a eroilor, biserica i-a pomenit, atunci s-a făcut doar o stare legală prin care eroii se pomenesc la înălțare. De aceea, pentru generațiile care urmează, îndeoseb pentru cei mici, trebuie perpetuate astfel de pomeniri și ideea că poporul român și-a dat jertfa de sânge pentru fiecare acțiune pe care a întreprins-o de-a lungul istoriei. Trebuie să, ca și cadre didactice, știu care este atmosfera în școală, știu care am fost și eu coleg cu mulți dintre dumneavoastră o perioadă bună de timp în cancelarie. Oricum trebuie insuflat acest sentiment patriotic național, să nu credeți că încit la știu eu extremități de dreapta sau de stânga, dar sentimentul național trebuie impus, dacă nu să-l ia drept normal toți elevii. Vă mulțumesc că Dumnezeu să odihnească pace pe eroi și cei de aici și cei din toate locurile. Văd că Hristos a înălțat, văd că joacă peste. Rugăm copiii care au pregătit un moment deosebit pentru ziua de astăzi să vină aici în față. Un lucru mai bun decât ei înșiși. Dragostea de țară și de neam. E datoria noastră să îi amintim, să le cinstim memoria și faptele, să ne gândim mereu la ei cu dragoste și bunătate. Eroii n-au mai apucat să plângă, s-au închinat cu mâna stângă. În dreapta își țineau dragostea de țară, au apucat doar să se închine și să moară. Azi trupul lor ascuns pe sub pământ este în istorie cuvânt de rugăciune și iubire pentru țară, au apucat doar să se închine și să moară. Cu gândul la copii și la părinți, au murmurat cuvântul către sfinți. Simțind că nu e rană care să te doară mai tare decât dragostea de țară. Când mai trăim, să nu uităm o vorbă de dragoste, un semn de dragoste să le dăm. Eroii nu mai au nevoie, eroii ne mai au pe noi. Dă din telefon mai tare. Eroi a fost, eroi sunt, doar și-o fi în neam.
noastră favorită. Pe voi bărbați sub brațe tari și cu voința oțelită, cu minte ștepțe inima și unui de ceva ce harnic, iar celălalt traia cel drept, ei pentru amarnic au dat cu atâția dușman fie. Daria? Te-ai mâna prin veacuri, turmele pe plai, de stejanul Romei tu, mălăriță ruptă. Și scântai amarul prin caval și nai, dar cumplit tu posta, tu postai când te-a dus în luptă Ștefan și Mihai. Tare, fără microfon, să nu se aude. Înger, pune piedici, dușmanii să cazi, spada ta să fie și de acum, românii, fulger care aprinde, vânce după brad, și nu crede acum, că vei fi și mâine. Vrem microfonul măcar. Ah, bun, continuăm. Hai. Domnul spune-ne, sus ridică. Sus ridică fruntea vrednice popor, că-ți vorbim o limbă și purtăm un nume, toți să avem o țintă și un singur dor, mândru să se înalțe peste toată lumea steagul tricolor. Domnul Sfânt să ne iubească și să duhă ocrotitor, ne face să dească peste țara românească și a românilor popor. A noi prin vrem ce ne încercară, altă armă n-am avut, numai dragoste de țară ce strămoșii ne-o lăsoară și pe Sfântul Domn de scut. Ioana. Dar ne-a fost destul atâta, fruntea sus voi frații mei. Azi pe cerul hotărât să se înalțe amărâta țară prin puterea ei. Mai pășim, mai fără, mai fără meștenea, plopit dușman de voi. Ceea ce a fost, a fost poveste dragă și mai tare acum. Și de cine ne-o fi teamă? Mult a fost să vă răbdăm. Ne băgați de noi în seamă, astăzi știți voi cum ne cheamă, dacă nu, să vă învățăm. Țara avem și noi sub soare și o râvnesc dușman destui. Dar prin vremea supritoare n-am lăsat-o nimănui. E bogată, zic, vezi bine, e bogată, căci în ea multe inimi sunt străine și frumoasă, că e a mea. Dacă e mică, nu e jocară, îți viteji în ea mai sunt. Și-a pășit la noi în țară, crește fierul din pământ. Când voim, știm cu lege, știm cum să izbim cu el, un dușman lipsit de lege, vin spre noi cu când Mișel. Chiar că avem și noi străine și iubim cu jurământ, chiar că avem și noi străile și iubim cu jurământ, ziua răului când vine, ce frumos se zbate în vânt. E frumos și steagul vostru, dar al nostru de-l privesc, tot mai mândru este al nostru și mai sfânt că-i românesc. Andrei, tare! Știm și noi o lege sfântă și din veac de ani acum stăm cu ochii toți spre țintă, mergem tot pe același drum, pentru sfânta legea cruci, pentru limba ce vorbim, ce de oțel pe săbii lucii pus a noi de când trăim. Știe Dumnezeu ce-i bine, ori de facem un păcat, dar noi știm că așa e bine, să ținem ce-am apucat. Pentru lege, pentru limba, noi cu gura prindem foc. Numai vântul se tot schimbă, însă munții stau pe loc. Nicolas. Sunt și neamul mai cu lune, mai vestit de la război. Or fi multe poate în lume, câte n-au ajuns la noi, dar noi știm cine vă țară, cei ce au fost și când rostim. Vorba sfântă, neam și țară, noi străine trebuie sărim. Pentru cel ce ne iubește, tot ce avem noi dăm cu drag. Dar când neamul ne înjunește și vrăjmaș ne vine în prag, mii de oști cu el s-aducă. Noi suntem români destui, când de piept cu noi se apucă, aibă cerul mila lui. Frații cu inima la cregător,
într-o țară. Am într-o țară. Prin timp? Prin timp de jalea mare, strămoși se luptară, scape de stăpâni. A singur noi români suntem în ea stăpâni. Maria, țara? În țara românească, de-a pururi să trăiască, credința strămoșească și graiul din bătrân, spre Domnul țării cântul, de-a pururi noi acundul, sus inima română! Kevin. Românește așa a fost că să te îndur după... Putere. Să te îndur după putere, să fii bun. Să fii bun cu cel ce cere milă și adăpost. Doine din căvasă cânt. Cum te învață? Codrin, bun, Denis? Dar nestrămutații strămoși, tot cu arma în mâine au stat, au văzut și muzeoase și de sânge rău roșii, dar din țara lor nu-i scoase nici potop și nici furtună, graiul lor de voie bună nu l-au dat. Astăzi stăm și noi la pârnă, graiul vechi să-l apărăm, dar dușmanii cadă să ne fure, să ne înjure. Dar în vreme tulburată, din mentale graiul țării, azi în ziua deșteptării, cum să spun? De pe strecul vihoranii, înspântind puterea ta, ne-am român cu ură mare, vor căta mereu dușmani. Graiul român pierzare, dar să piară ei cu toți, nu l-am dat și nici nepoții nu-l vor da. Iar acum, ție, Doamne, îndrăznim-mă ne ruga, miluiește România după mare mila ta. Duhul păcii să pătrundă tot pământul românesc și ca frații să trăiască cel ce-l frumosul locuiesc. Cu toți! Doamne, europene, neamul românesc și pământul care moșii odinesc. Doamne, europene, neamul să nu piară, să nu departe de țară. Drum bun, Alisa! Drum bun! Drum bun, drum bun, topa bate, drum bun, brav români! Ura! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini! Ura! Fie zici un soare sau cerul noros, fie ploi din soare, noi mergem voioși! Fie zici un soare drum bun, topa bate, drum bun, brav români! Ura! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini! Ura! Fie la paradă, fie la război, noi vedem grămadă, pe se mergem noi! Fie la paradă, fie la război, noi vedem grămadă, pe se mergem noi! Drum bun, topa bate, drum bun, brav români! Ura! Cu sacul legat în spate, cu armele mâini! Ura! Mulțumim din suflet, dragi copii, mulțumim cadrelor didactice care astăzi au fost alături la acest eveniment. Încă o dată precizez, în ciuda situației speciale în care ne aflăm. Au învățat singurei, fără nicio repetiție, așa că ei trebuie încă o dată aplaudați, pentru că ei au venit aici și v-au demonstrat că sunt capabili de mult patriotism. Mulțumim! Și noi mulțumim, vă urăm să o zi frumoasă în familie. Hristos s-a înălțat!